Ora se desfășoară o rundă de negocieri între liderii coaliției și reprezentanții sindicatelor din educație. 30 de minute, atât au alocat Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu pentru aceste discuții care ar trebui să pună capăt grevei profesorilor. Totul vine în contextul în care dascălii susțin că nu vor accepta niciun acord politic, soluția anunțată ieri de președintele Klaus Iohannis. Mai multe detalii chiar acum de la colegul meu Silvian Trandafir, care este la guvern. Bun găsit, Silvian! Bine te-am găsit, Anca. Într-adevăr, sindicaliștii din educație au fost chemați la ora 1 și jumătate aici la Palatul Victoria de către liderii de coaliție. Aceștia din urmă au avut o întâlnire la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. Probabil au discutat strategia care ar trebui să fie aplicată astfel încât să se oprească această grevă generală din educație. Rămâne de văzut dacă odată cu discuția pe care au avut-o liderii coaliției cu președintele Klaus Iohannis, aceștia au schimbat cumva măsurile pe care vor să le ofere sindicaliștilor din educație și mai exact dacă au găsit o soluție pentru a acorda acea majorare de 25% pentru toată lumea din educație, așa cum cer de fapt profesorii. Mai mult decât atât, știm că ultimele negocieri au eșuat lamentabil pentru că guvernanții au oferit același lucru de fiecare dată, adică acele prime de 2000 de lei în iunie, 2000 de lei în octombrie, dintre care aproximativ 2500 de lei să fie sumă forfetară, adică profesorii să facă ce vor cu ei. Rămâne de văzut dacă în urma acestor discuții, cum ai spus și tu, Anca, aproximativ 30 de minute au acordat guvernanții acestei întâlniri, care ar trebui să fie întâlnirea decisivă, să vedem dacă s-au găsit soluții și dacă vor ieși sindicaliștii să anunțe încetarea grevei. Silvian, îți mulțumesc și în acest timp Klaus Iohannis dă directive din Palatul Cotroceni. Cere ca negocierile să continue și coaliția să găsească soluții la greva profesorilor, după ce aceștia au anunțat că resping ideea președintelui de a face un acord politic, mai exact de a-l semna. Mai multe detalii despre mesajul șefului statului după discuțiile din această dimineață cu Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu ne dă chiar acum colega mea, Andreea Gheorghe. Bun găsit, Andreea! Bun găsit tuturor! Nu am văzut nicio soluție clară după întâlnirea de la Palatul Cotroceni între președintele Klaus Iohannis și liderii coaliției. A fost prezentă de altfel și Ligia Deca, ministra educației. Acum administrația prezidențială a transmis că șeful statului a făcut apel la dialog, să se păstreze dialogul între guvern și sindicaliști și să continue negocierile până când se va găsi o soluție pentru încetarea grevei. Acum șeful statului cere coaliției să vină cu soluții și totodată să prezinte în cel mai scurt timp rezultatele negocierilor cu sindicaliștii. Știm de altfel că astăzi, după discuția de la Palatul Cotroceni, s-au mutat la Palatul Victoria. Liderii coaliției discută cu sindicaliștii să vadă care ar fi varianta de compromis pentru a înceta aceste greve. Totodată, din informațiile noastre, o variantă discutată astăzi cu șeful statului a fost să crească salariile profesorilor debutanți până la 4.000 de lei, așa cum au cerut și sindicaliștii, însă nu imediat, cum spuneau ei, ci pe o perioadă de 3 ani și să se dea în acest timp și acele vouchere cu care a venit guvernul în ultima vreme pentru profesori. Rămâne de văzut dacă vor accepta profesorii sau, de fapt, ce variantă ar accepta ei, ce vor discuta cu reprezentanții coaliției, pentru că în această dimineață toți liderii sindicatelor au transmis că nu vor semna niciun acord politic pentru că vor majorări imediate, nu promisiuni de la politicieni și de altfel nu vor accepta acest acord, fie el girat chiar de președintele Klaus Iohannis.